doamnelor, domnilor. Astăzi avem o conștiință ordinară, am pus un local pentru luna noiembrie. Dacă ați studiat procesul de vată la ședința anterioară și dacă ați ținut obiecțiuni, dacă nu supun la vot, cine este împotrivă, pentru, abține, unanimitate. Desfășurarea ședinței, dăm o cuvântul domnului președinte de ședință, să prezinte ordinea de zi. Mulțumesc frumos, domnule consilier. Ordinea de zi conține 6 puncte, care vă dau citire. Numărul 1. Proiectul hotărârii privind aprobarea impozitului și taxelor locale pentru anul 2023. Punctul 2. Proiectul hotărârii privind aprobarea contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap. Numărul 3. Proiectul hotărârii privind aprobarea cuantumului burselor școlare acordate de Școala Gimnazială Ungureni. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea numirii unui reprezentant al Comunei Ungureni în Consiliul Director al ADI Ungureni, Buhoci și Bacău. Numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice de plină sprijin în evidența și cadastru și cartea funcțională a unui drumului identificat și autorizarea suprafețelor în urma măsurătorilor cadastrale sistematice pe teritoriul administrativă al Comunei Ungureni de Bacău. Și numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii folosințe gratuite conform legii numărul 5 din 2003 a suprafeței de până 500 metri pătrați de teren în vederea construirii unei locuințe privatizate personale pentru 2 beneficiari. Da, să punem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă, abține? După aprobarea dumneavoastră, mai sunt încă două puncte suplimentare, care dau citire acum. Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a investiției în bază sportivă în satul Ungureni, Comuna Ungureni, județul Bacău. Și al doilea, proiect de hotărâre privind implementarea proiectului bază sportivă în satul Ungureni, Comuna Ungureni, județul Bacău. Dacă sunteți cu cele, de acord cu cele două puncte suplimentare. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitului și taxelor locale pentru anul 2023. Domnișoara Țana. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitului și taxelor locale pentru anul 2023. Primarul Comunii Ungureni, județ Bacău, văzând referatul de aprobare numărul 6785 din 5-10-2022 al Primarului Comunii Ungureni, județ Bacău, raportul de specialitate numărul 6784 din 5-10-2022 al compartimentului de taxe și impozite din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunii Ungureni, județ Bacău, în conformitate cu prevederile articolului numărul 56, articolul 120 și articolul 121 și articolul 139 din Constituția României republicată, dispozițiile articolului 9.3 al Cartei Europene Autonomiei Locale adoptată la Strasburg în 1985 și ratificată prin legea 1999/1997, titlul 9 din impozite și taxe locale din legea 227/2015 privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, legea 207/2015 privind codul de procedură fiscală și modificările completările ulterioare, în temeiul dispozițiilor articolului 136 din codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, propune se aprobă taxele și impozitele locale pentru Comuna Ungureni, județul Bacău pentru anul 2023, după cum urmează. Nivelurile în sume fixe sunt prevăzute în anexa numărul 1 și anexa numărul 2, care fac parte integrată din prezentul proiect de hotărâre. Cota prevăzută la articolul 1, aliniatul 1 din anexa numărul 1, se stabilește la 0,08% pentru clădirile rezidențiale și clădirile anexă aflate în proprietatea persoanelor fizice. Cota prevăzută la articolul 2, aliniatul 1 din anexa numărul 1, se stabilește la 0,2% pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice.
În cazul în care valoarea clădirii nerezidențiale aflată în proprietatea persoanelor fizice nu poate fi calculată conform articolul 2 aliniatul 1, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate la articolul 1 aliniatul 1 din anexa numărul 1. În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial cu impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial, indicată prin declarație pe proprie răspundere, cu condiția ca cheltuielile cu utilitățile să nu fie înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică cu următoarele situații. În cazul în care adresa clădirii este înregistrată în domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate economică, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,08% asupra valorii impozabile a clădirii. În cazul în care clădirile cu destinație mixtă, când proprietarul nu declară la organul fiscal suprafață folosită scopul nerezidențial, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,3% asupra valorii impozabile determinate prin aplicarea unei cote de 0,08% asupra valorii impozabile a clădirii. Cota prevăzută pentru articolul 4 aliniatul 1 din anexa numărul 1 se stabilește la 0,08% pentru clădirile rezidențiale și clădirile anexe în proprietatea persoanelor juridice. Cota prevăzută la articolul 4 aliniatul 2 din anexa numărul 1 se stabilește de 0,2% pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice. În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafață folosită în scop rezidențial cu impozitul calculat pentru suprafață folosită în scop nerezidențial. Cota impozitului sau taxe pe clădiri este de 5%, în cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozitată în 5 ani anterior la anul de referință. Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice utilizate pentru activități în domeniul agricol, impozitul sau taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. Impozitul și taxa pe terenul aplasat din intravilan și extravilan se calculează în funcție de gradul de rangul localității pe categorii de folosință potrivit articolului 8, aliniatul 2, aliniatul 4, aliniatul 5 și aliniatul numărul 7 din anexa numărul 1. Bonificația prevăzută la articolul 1, aliniatul 2, articolul 8, aliniatul 2, 4, 5, 7, articolul 12, aliniatul 6, 7, 8, din anexa numărul 1, cu anticipația impozitului datorat pentru întregul an până la 31 martie 2023, se acordă contribuabililor persoane fizice și juridice și se stabilește astfel. În cazul impozitului pe clădiri 10%, în cazul impozitului pe teren 10% și în cazul impozitului pe mijloace de transport 10%. Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a acestora, prin înmulțirea fiecărei grupe de 100 de centimetri cubi sau fracțiuni din aceasta, cu sumele corespunzătoare în funcție de vehicul și respectiv în lei pe an. Pentru vehicule înregistrate fără capacitate cilindrică evidențiată, prevăzută la anexa numărul 1, articolul 12, aliniatul 2, 5 și 6. Sumele prevăzute în tabelul articolul 12, aliniatul 5 și 6, se indexează anual în funcție de rata de schimb a unei de euro în viitoare, în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an, pentru anul 2023, fiind 4,9490 de lei și publicat în Jurnalul Uniunii Europene la nivelul de minime prevăzute din Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a monedei de euro și nivelul de minime exprimate în euro prevăzute de Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunică pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației. Impozitul pe clădiri și teren și mișoace de transport datorată celor șan bugetar local, de către persoane fizice și juridice, pe cei care dețin proprietate mai multe clădiri, terenului și mișoace de transport, o sumă de până la 50 de lei, se achită integral până la 31 martie 2023. Taxa pentru eliberarea sau vizionarea anuală a autorizației de desfășurare a activității de alimentație publică pentru persoane a căror activitate potrivit clasificării activităților din economia națională CAIEN se încadrează în grupele 561 restaurante, 563 baruri și alte activități de servire a băuturilor,
932 alte activități recreative și distractive, se stabilește acum 400 de lei pentru o suprafață de până la 500 de metri pătrați inclusiv, 4.000 de lei pentru o suprafață mai mare de 500 de metri pătrați. Prezenta hotărâre intră în vigoare până cu data de 1 ianuarie anului 2023 și va fi adusă la depunere de compartimentul de taxe și impozite locale. Se comunică instituției prefectul județului Bacău, primarul comunei Ungureni, compartimentul financiar contabil și se duce la cunoștință publică prin afișare. Mulțumesc frumos! Dacă sunt discuții pe acest proiect, dacă nu se punem la vot... Ce înseamnă clădirile rezidențiale? Avem așa ce numește? Da, clădirile de domiciliu. Așa se numește acum, da. Da. Care o folosești ca și locuință. Da, vreau să nu fac. Nu. Acum ministrați dumneavoastră. Deci, dacă nu sunt discuții, se punem la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Mulțumesc. De proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap. Domnișoara secretar. Primarul Comunei Ungureni, în temeiul dispozițiilor articolului 129 alinea 2 litera A și alinea 3 litera C din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ, propune. Se aprobă contractul de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap, încheiat între județul Bacău, Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului și UAD Comuna Ungureni, conform anexei care face parte integrată de prezenta hotărâre. Se împuternicește domnul Vasile Bibire, primarul comunei, să semneze contractul de asociere. Plata contribuției de 5%, rezultată în urma încheierii contractului de asociere mai sus menționat, se va face lunar, în fața listelor nominale, privind copiii și tinerii cu handicap și persoanele adulte cu handicap, care au sau au avut ultimul domiciliu pe raza Comunei Ungureni și care beneficiază de protecție specială în serviciile rezidențiale din cadrul DGASPC Bacău. Mulțumesc! Dacă sunt discuții pe acest proiect, dacă nu spunem la vot, cine este pentru? Împotriva abțineri. Mulțumesc. Numărul 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor școlare la contracte de școala gimnazială Ungureni. Primarul Comunei Ungureni, județul Bacău, având în vedere adresele școlii gimnaziale Ungureni numărul 1778 din 3-11-2022 și 1857 din 22-11-2022 privind aprobarea cuantumului burselor școlare, propune. Se aprobă bugetul alocat susținerii burselor de merit, de studiu și de ajutor social din învățământul preuniversitar de stat cu frecvență, conform ordinului Ministrului Educației, un cuantum de 1.010.343 de lei. Se aprobă cuantumul lunar al burselor școlare după cum urmează. Bursă de ajutor social 200 de lei, bursă de studiu 150 de lei, bursă de merit 200 de lei. Criteriile specifice de acordare a burselor se stabilesc anual în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Ungureni, în limitele fondurilor repartizate și în raport cu integralitatea efectuării de către elevii a activităților școlare. Mulțumesc! Dacă sunt discuții pe acest proiect, dacă nu se punem la vot, cine este pentru? Împotriva abțineri. Mulțumesc! Numărul 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea locuirii unui reprezentant al Comunei Ungureni în Consiliul Director al ADI Ungureni, Buhoci, Bacău. Tot... Primarul Comunei Ungureni, județul Bacău, propune. Se aprobă următoarea modificare a actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ungureni cu Coș Bacău. Astfel, se modifică și se precizează că reprezentantul, în afara reprezentantului legal al Comunei Ungureni, domnul primar Bibire Vasile al Comunei Ungureni, județul Bacău, în Consiliul Director, precizat în articolul 25 din statutul inițial, modificat prin articolul 10 din actul adițional numărul 2 la statutul ADI, este următorul. Domnul Spiala Necula, identificat cu CEI și CNP. În locul doamnei Dumbrava Alexandra, care nu mai lucrează la instituția noastră, se numește domnul Spiala Necula. Cu ducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri se însărcinează primarul Comunei Ungureni, județul Bacău, prin compartimentele de specialitate. Dacă sunt discuții pe acest subiect, da. Cine este pentru?
Împotriva abținerea. Mulțumesc. 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice de bună scriere în evidențele de cadastru și carte financiară a unor drumuri identificate și actualizarea suprafețelor în urma măsurătorilor cadastrale sistematice pe teritoriul administrativ al Comunei Ungureni, județul Bacău. Domnul vice. Primarul Comunei Ungureni, având în vedere raportul compartimentului de urbanism numărul 9340 din 11-11-2022, prin care se motivează necesitatea aprobării documentației tehnice de primă înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară a unor drumuri identificate în satul Bătățești, Comuna Ungureni, județul Bacău, precum și actualizarea documentației privind suprafețele măsurate, documentația întocmită de SCE Helmet, SRB, cu elementele de identificare a respectivelor drumuri, prevederile legii 7, numărul 7 din 1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată și modificată de proprietățile ulterioare, coroborat cu ordinul 700 din 2014, privind aprobarea regulamentului de avizare, recepție și de înscriere în evidențele de cadastru și cartea funciară cu modificările și proprietățile ulterioare, propune. Se declară bunurile de uz și interes public local și se introduc în domeniul public conform anexei numărul 1, care face parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 2. Se aprobă întocmirea documentației tehnice în evidențele de cadastru și carte funciară a unor drumuri identificate în satul Bătășești, Comuna Ungureni, județul Bacău. Articolul 3. Se aprobă întocmirea documentației tehnice în evidențele de cadastru și carte funciară a unor drumuri identificate pe teritoriul administrativ al satului Bătășești, Comuna Ungureni, județul Bacău, în urma măsurătorilor cadastrale, conform anexei numărul 2, care face parte integrată în prezenta hotărâre. Suprafața identificată în plus în urma măsurătorilor cadastrale se declară ca bun de uz și interes public și se introduc în domeniul public al Comunei Ungureni, județul Bacău. Primarul Comunei Ungureni, precum și membrii Comisiei Speciale pentru întocmirea inventarului domeniului public al Comunei Ungureni, vor lua măsuri pentru modificarea și completarea inventarului domeniului public, conform articolul 298 din 9.57 din 3.7.2019. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii ei la cunoștință publică în condițiile legii și se comunică prin grijă Secretarului General al Comunei, compartimentelor de specialitate, potrivit competențelor persoanelor interesate, primarului Comunei Ungureni, precum și instituției prefectului de Bacău, în vederea ridicării de la Sfânta Sfântă. Mulțumesc! Mulțumesc! Să vă dau citire și la anexa numărul 1. Deci, denumirea bunului. Strada Lunii, drumul pornește din strada Mihai Sadoveanu, suprafață de 76 metri pătrați, în lungime de 21 metri și lățime 4 metri. Strada Fundătura Soarelui, drumul pornește din strada Soarelui, are o suprafață de 26 metri pătrați, în lungime de 65 metri și lățime medie de 4 metri. Strada Seranului, drumul pornește din strada Soarelui și se termină în strada Imacului, în suprafață de 2133 metri pătrați, cu lungimea de 340 metri și lățime medie de 6 metri. Strada Prundul Mihail Sadoveanu, fundătura Mihail Sadoveanu, drumul pornește din strada Mihail Sadoveanu, suprafață de 839 metri pătrați, cu lungime de 89 metri și lățime medie de 9 metri. Acestea sunt domnule. Dacă sunt discuții de acest proiect, dacă nu se punem la vot, cine este pentru? Împotriva abținerii. Mulțumesc. 6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii de folosință gratuite conform legii numărul 15 din 2003 a suprafeței de până la 500 metri pătrați de teren în vederea construirii unei locuințe proprietate personală pentru doi beneficiari din Comuna Ungureni. Domnul vice. Având în vedere dosarele depuse de solicitanți, propune atribuirea în folosință gratuită a suprafeței de până la 500 metri pătrați de teren în vederea construirii unei locuințe proprietate personală conform prevederilor legii 15 din 2003, beneficiarilor Ungureanu Maria Alina și Duciu Iedic Constantin. Dacă sunt discuții pe acest proiect, dacă nu spunem la vot, cine este pentru? Potriva abținerii. Mulțumim frumos. Trecem la punctele suplimentare.
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnice economici a investiției bază sportivă în satul Mugurieni, comuna Mugurieni, județul Bacău. Domnișoara. Bună ziua. Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile articolului 120 și articolul 121 din actul 52 din Constituția României Republicată, articolul 8 și 9 din Carta Europeană a Autonomiei Locale adoptată la Strasbourg în 1985, articolul 7 alineatul 2 și articolul 1166 și următoarele din legea numărul 287 din 2009 privind codul civil, articolul 20 și 21 din legea cadru a descentralizării numărul 195 din 2006, legea numărul 273 din 2006 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare, luând act de referatul de aprobare, precum și de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului specialitate al primarului, constată necesitatea de a asigura dezvoltarea infrastructurii de interes social și local și resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local. Consiliul Local al Comunei Mugurieni propune spre adoptare. Articolul 1. Aprobarea documentației tehnico-economice, studiu de fezabilitate pentru investiția bază sportivă în satul Ungureni, comuna Ungureni și județul Bacău. Articolul 2. Investiția este necesară și oportună și se justifică a se realiza, fiind inclusă în strategia de dezvoltare locală a comunei Ungureni și județul Bacău, conducând la îmbunătățirea condițiilor de viață pentru populație. Articolul 3. Se aprobă devizul general a investiției bază sportivă în satul Ungureni, comuna Ungureni și județul Bacău, conform anexei 1. Articolul 4. Se aprobă indicatorii tehnico-economice investiției bază sportivă în satul Mugurieni, comuna Mugurieni, județul Bacău, conform anexei numărul 2. Articolul 5. Numărul locuitorilor și operatorii economici de servicii de proiect după caz, precum și caracteristicile tehnice ale proiectului, sunt cuprinse în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 6. Reprezentantul legal al comunei este potrivit lege primarul acestea, în tur la sat de calitate și de ordonator principal de credite. Dacă sunt discuții pe acest proiect, dacă nu spunem la vot, cine este pentru? Împotriva, bine, mulțumesc. În doilea punct suplimentar, proiectul hotărâre privind implementarea proiectului bază sportivă în satul Mugurieni, comuna Mugurieni, județul Bacău. Tot nu știu la... Mulțumesc. Da, de referatul de aprobare, precum și de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului specialitatea al primarului, prin care se motivează în deși necesitatea și oportunitatea proiectului, constituit un aport pentru dezvoltarea colectivității, se propune la articolul 1. Aprobarea implementării proiectului bază sportivă în satul Mugurieni, comuna Mugurieni, județul Bacău, denumit în continuare proiect. Articolul 2. Investiția este necesară și oportună și justifică a se realiza, fiind inclusă în strategia de dezvoltare locală a comunei Mugurieni, județul Bacău, conducând la îmbunătățirea condițiilor de viață pentru populație. Potențialul economic al investiției este dat de caracteristica de zonă de relaxare, recreere și refacere a locuitorilor din Mugurieni și de faptul că este singură de acest fel din comuna Mugurieni, județul Bacău. Articolul 3. Cheltuielile aferente proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, PNDR, potrivit legii. Articolul 4. Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanță investiției pe o perioadă de minim 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul proiectului. Articolul 5. Numărul locuitorilor și operatorilor economici de servicii de proiect după caz, precum și caracteristicile tehnice ale proiectului, sunt cuprinse în anexă, parte integrată de prezenta hotărârii. Articolul 6. Reprezentantul legal al comunei este potrivit legii primarul acestea în plasa calitate și de ordonator principal de credite. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții, dacă nu se pun la vot, cine este pentru? Împotriva, cine ești? Mulțumesc. Mulțumesc pentru participare și ședința.